Nieve! Nieve! Cheamă! Dă mă și mie bor mașină! Wow! Repară pe ăsta! Repară! Aoleu! Bătălie de dimineață! Bună ziua! Bună ziua și cu fața! Ce faceți? M-am pus să fac o mucărică, un fel de tocăniță de linte și pentru prima oară vreau să adaug și varză. Deci am o bucată de varză și mi-e milă să o arunc și zic, lasă-mă-i că o bag la zi. O bag acum la tocăniță. Cred că merge, adică de ce nu? Probăm astăzi, testăm să vedem dacă este bun sau nu. Momentan, dacă tot fac invenția invențiilor, zic să și filmez, să vă explic ce și cum și să vă dau cu o părere la sfârșit. Momentan, nu era să mă tai la un deget. Momentan, toc legumele, mai bine zis ceapă, am aici și morcov. Și le pun la călit. Lintea am fiert-o deja. Imediat vă exemplific. Iar după ce se călește ceapa și morcovul, mă gândesc să pun varza. Știți zilele alea când gătești cu ce mai ai prin casă? E, așa sunt eu astăzi cu invenția asta de mâncare. Am pus ceapa și morcovul la călit, iar acum călesc puțin și varza. Nu aveam multă varză, dar v-am spus, în fel milă așa soară. Lasă-mă că trebuie să iasă ceva comestibil, adică nu e chiar așa rea combinația. Aici am pregătit și cartofi. Cartofi, varză și linte. Explozie. Ia să vă arăt. Dacă iese bine mâncarea, uite așa să fac mâncărurile excelente. Testând, gustând și așa mai departe. Momentan să știți că nu arată rău. Avem aici varza care o las puțin, repet, la călit să prindă așa gust. Și aici am fiert de dinainte lintea. Și apropo, la mine în casă există o problemă că nu mănâncă copiii varză călită. Adică mănâncă, dar așa, cum să zic eu, cam obligație. Și așa, uite, poate găsesc metoda asta că lintea le place foarte mult. Să mănânce și varză, știi? Dacă reușim, e de bine. Bun, aștept să mai domolească puțin varza, să mai moaie și după adaug cartofii și lintea, puțină apă și niște bulion. Am adăugat piper boabe, boia și niște foi de dafin. Și cartofii, i-am tăiat așa, bulețe. Aici. Până la urmă e o tocană de legume, nu? Normal. Adaug și lintea și o să adaug apă. Lintea nu e fiartă în totalitate. Am lăsat-o așa al dente, cum s-ar zice. Ca să mai fierbă puțin și cu cartofii. Pun și o lingură de bulion, hai, două, și las la fiert. Ia uitați ce bine arată. Am acoperit cu apă. Acum las să fiarbă până sunt cartofii gata. Iar la sfârșit verdeață. Cred că o să adaug pătrunjel și mărar că merge cel mai bine. Cum toate ca toate. Nu că am făcut eu mâncarea, dar a ieșit extraordinar. Ce mami? Acum o gust de sare. Foarte bună. Deci nu mă așteptam. E bine și de sare? Am stins ochiul, acum ne schimbăm și mergem la cumpărături, că nu mai avem nimic în casă. Ia să vă arăt cum arată lintea. Doamnelor și domnilor, avem aici linte cu cartofi și cu vărzucă extraordinară de gustoasă. Îmi place la nebunie. Urmă, Anduța a rămas acasă cu tati și am ieșit noi două la cumpărături. Bineînțeles, hai să luăm cărucior și să cumpărăm. Am venit la Mercadona, Mercadona. Lapte, să luăm lăptic. Audă. Deja am umplut căruțul, bineînțeles. Cum să vă explic eu ce succes a avut lintea mea la copilaș? Au mâncat cu așa poftă de varză. Deci nu-mi vine să cred că au mâncat varză. De acum încolo așa se face varza cu linte ca să o mănânce copilașii. Acum că le-am dat să mănânce, până la gâini mergem. De alta, da, sunt adormiți. Mâncați sunt, adormiți sunt,
putem să mergem liniștiți la găini. Nu știu ce să vă spun. A fost frumos până acum. Dar ce vine? Îmi e și frică, nu știu. Ia fiți atenți aici ce noroloi vine. Negru, negru. Am dat la mafioate aperitivul și am venit să trag cu ochiul. Dacă... dacă la munte se vede zăpadă, ceva, că pe mine mă tentează ideea. Să dea Dumnezeu să ningă la munte. Nu, avem pe toată Spania zi, aviz că ninge, că nebuneală, că se schimbă vremea. Doamne, frate, Dumnezeu, ce păstărăi. Și mă uit în partea aia, unde e părtea de schi, avem și părtea de schi, cam la o oră jumătate de noi. Dacă se vede ceva, e norat. Încolo, așa, încolo unde e norul ăla grăsălan și mare și negru. E părtea de schi. Hai cu zăpada, frighe. Poate avem noroc, mergem la zăpadă. Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt iubitoare de frig. Dar odată pe an să duc copiii la zăpadă îmi place. Să ne ducem la zăpadă, nu neapărat copii. Oh, mranița curată. E bine, e bine. Așa coloristică frumoasă avem astăzi. Așa mai da. Așa mai da. Ia uite, albastru, roz, verde. Ia uite. Să vă spun eu despre dânsele. Ia uite-le frumușelele, iar asta a înflorit. Deci astăzi Andy a venit la brăduț și a început să tragă de instalație și a făcut puțin nebunie pe aici. O să strâng globurile care sunt pe jos pentru că a dat câteva globuri pe jos și așa ușor și puțin câte puțin începem să strângem nebuneala. Cred că mâine și mai probabil o să strâng tot, dacă nu cumva plecăm pe undeva, dar nu cred. În fiecare an, apropo, că astăzi sunt regi magi la spanioli, cine aduce cadouri la spanioli, practic, pentru că ei Moș Crăciun foarte light, chiar deloc câteodată. Ei când primesc cadouri este de regi magi, adică în seara asta, spre mâine. Și obișnuim în fiecare an să ducem copiii la o zi, parada de cu ocazia regilor magi, pentru că ies regii magi pe stradă, e ca o paradă și plus de asta se aruncă bombonele, aruncă regii bombonele. E o tradiție foarte frumoasă și în fiecare an ducem copiii. Problema e că a început să plouă afară și nu știu eu dacă o să ajungem anul ăsta să mergem la paradă. Vă zic mâine dacă am ajuns. Intenția e să mergem acum. Dacă plouă, mai mergem nicăieri, ce să facem? Și mâine avem cod galben de vânt puternic, mâine și poimâine. Deci, minunat. Ideea era că aș vrea să ajung la zăpadă, da? Numai să ningă. De ajuns, vom ajunge noi anul ăsta la zăpadă. Problema e de unde să pleci când e vremea așa morocănoasă. Să-l iau, dar ce frumos s-a menținut portocala uscată. Mai țineți minte că am făcut-o pe la jumătatea lunii lui decembrie? Ia uitați ce frumoasă a rămas. Nu o pun la zi, la decorațiuni. Facem anul, la anul altele. Pe asta o ținem afară, garmoci găi dacă aș pune-o aici. Și apropo, pun într-o cutie de cadouri, pun toate globurile, iar sătulețul am o cutie specială unde voi pune sătulețul, dar de sătuleț mă voi ocupa mâine și de restul brăduțului la fel mă voi ocupa mâine. Am zis ce e pe aici pe jos, ca să nu mai facă Andy ravagiu, să adun în punguliță. Are floarea asta o perioadă, înflorește în fiecare zi. În fiecare zi am câte o floricică de la ea. Astea sunt de zilele trecute, s-a uscat, iar astăzi o avem pe asta. Deci e perioada ei de înflorire așadar. Haideți să vă arăt și desertul clasic de regii magi. Cred că îl știți deja, că poate l-ați mai văzut la alte persoane. Noi am luat unul micuț și l-am avut la congelator, l-am luat săptămâna trecută ca să nu ne îmbulzim, pentru că astăzi era o nebunie la roscon. E un fel de cozonac care se umple. Noi îl luăm mereu gol ca să nu fie umplut cu frișcă sau creme, cu toate nebuniile, și îl umplem noi acasă cu frișcă. Și înăuntru arată cam așa, are și o coroană, se pune coroana și în interiorul acestui cozonac, că seamănă foarte mult cu un cozonac la gust, se află o boabă de fasole, o boabă de bob din ăla mare, așa, o fasole, și un rege mag. Zice, cine găsește regele are noroc tot anul, cine găsește boaba de fasole trebuie să plătească prăjiturica, rosconul. Cam așa arată.
îl lăsăm la descongelat ca să-l umplem de seară cu frișcă. Avem frișcă, o bate-o repede pe jos și îl umplem. Și e moale și seamănă, repet, la gust cu un cozonac, numai că pe deasupra are fructe confiate, zahăr și migdale. Este migdale pe aici. Așa că cam asta e cu rosconul. Fiți atenți aici ce vânt s-a stârnit și ce s-a întunecat aici situația. Ei, dragilor, și cam atât pentru ziua de azi. Ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuț. Momentan puțină furtună pe la noi. La voi cum stă situația? V-am pupat!